Oricum, el fiind foarte repulsiv, se simte pișcături, înțepături, furnicături. Bine este să reziști, chiar dacă de moment pielea se va înroși în locul respectiv, toată lumea se înroșește. Dar, cum spuneam, alergic înseamnă să rămâi cu pată roșie și peste o zi sau două. Despre propolis v-am povestit. Propolisul își păstrează proprietățile în alcool câțiva ani de zile și chiar nu putem să dăm un termen, pentru că alcoolul de 96 de grade nu are termen. Dar dacă este vorba de, spunea cineva, termen 100 de ani, propolisul, ca și putere terapeutică, găsim în cărțile de specialitate, dacă într-o stupină, într-un stup pătrunde, din păcate, rog, fiind scândurările acelea de brad, și se întâmplă, se mai usucă, mai cade cât un ciod din acela, cât un șoricel dornic, dar se servi și el cu puțină miere de albină, dacă pătrunde în stup, albinele îl vor înțăpa, bun înțeles, după câteva înțăpături, atrage moartea acelui animal, ele îl vor îmbalsama în propolis, urmând să stea îmbalsamat 5-6 ani și acel cadavru nu se strică. Deci, ține balsamat. Asta este puterea propolisului. Cum spuneam, foarte bun pentru cicatrizarea ulcerelor la stomac. Vom avea pe viitor și alte produse, oricum pentru comenzi speciale putem face anumite siropuri pe bază de cătină, pe bază de sirop de afine pentru copii și, mă rog. Vă mulțumesc și cred că aceste produse vă vor satisface din punct de vedere al rezultatelor. Cred că și rezultatele vor fi bune.